primarul suspendat al sectorului 5 a fost chemat la DNA pentru audieri într-un nou dosar. Marian Vanghelie este urmărit penal într-un nou caz de abuz în serviciu. Marian Vanghelie a ajuns din nou în fața procurorilor DNA. Întrebat dacă este chemat ca martor sau suspect, Vanghelie a răspuns. Suspect e fenomen național. Dacă nu e suspect, înseamnă că ești prost. Marian Vanghelie este acuzat că în calitate de primar a încheiat cu încălcarea dispozițiilor legale două contracte de salubrizare, deși primăria deținea o secție specializată de salubritate stradală și menajeră. Valoarea contractelor este de aproximativ 6,5 milioane lei. Și a rămas acum să ne cheme, să luăm dosarul, să-l studiem, să facem un punct de vedere și cam asta e. Abuz în serviciu.